Ne aflăm în continuare la malul mării. Marea nu este agitată astăzi, nu s-a ridicat niciun steag de vreo culoare periculoasă de către salvamari, însă s-a întâmplat în zilele trecute marea să fie agitată și salvamarii să interzică până la urmă scaldatul sau să îl permită numai celor experimentați, numai notătorilor experimentați. Ce vreau să spun este că părinții pur și simplu ar trebui să fie mult mai atenți și mult mai vigilenți și le spun copiilor mei că dacă vrem să înotăm cu adevărat și să facem bazine și să ne jucăm și să ne distrăm pe o perioadă mai lungă de timp, pentru că într-adevăr copiii au nevoie de un consum mai mare de energie și să se joace mai mult decât părinții în apă, le recomand piscina. În niciun caz marea. Pentru înotat intrăm în mare așa să ne bălăcim puțin, dar nu stăm cu orele poate doar la mal. Pentru că, din experiența mea vă spun, vorbim despre o mare mai agitată și din cauza asta, pentru că nu sunt foarte mulți salvamarii, trebuie să deservească plaje întregi cu zeci de oameni și copii și nu au zeci de ochi. Până la urmă, să verifice și să convingă pe fiecare în parte. Am văzut o grămadă de cazuri, din păcate, nefericite în acest sens, prezentate la televizor și nu știu dacă s-a învățat cineva sau a învățat cineva din asta. Noi, ca părinți, trebuie să ne educăm copiii în acest sens, să îi protejăm împotriva eventualelor pericole, că atunci când merg singuri în tabere sau când se află în adolescență, spre exemplu, în perioada aceea tumultoasă și dificilă, se află singur la Marul Mării, să știe ce să facă în așa fel încât să se protejeze și să nu auzim de lucruri nedorite. Sunt și oameni în toată regulă, adulți, care pur și simplu nu țin cont de sfaturile salvamarilor și nu țin cont de faptul că se vede atunci când marea este agitată, sunt valurile din ce în ce mai mari și se avântă chiar și după geamandură. Este un risc pe care și-l asumă și este practic riscul vieții, dar probabil că după 2-3 băuturi alcoolice nu mai privești lucrurile așa cum trebuie, așa că doamnele care se află pe lângă ei au această datorie de a întoarce puțin la realitate cu duhul blândeții, dacă nu se poate altfel. Ce vreau să spun este: aveți grijă atunci când mergeți la malul mării, când și luați în considerare, pentru că nu degeaba salvamarii ne avertizează prin acele steaguri. Zilele trecute, într-o seară, chiar am observat șalupa salvamarilor care patrula, pentru că nu era suficient steagul și modul în care ei avertizau. Trebuia pur și simplu să meargă pe plajă, în apropierea plăjii, la mare, și să-i avertizeze verbal, să pur și simplu strigau la oamenii care se aflau în apă: intrați înapoi, mergeți pe nisip, pentru că vă dați seama, pericolul este unul foarte, foarte mare. Aveți mare grijă, vă bucurați de mare, de soare, dar fiți și precauți în același timp. Ne revedem cu bine mâine dimineață, zi minunată! Thank you.